Cele 1810 doze de vaccin anticovid-19 alocate regiunii transnistrene din donația României sunt neatinse în depozitul din Chișinău. Despre asta informează atât Ambasada României, cât și Ministerul Sănătății și Agenția Națională de Sănătate Publică. Epidemiologul ANSP Alexei Ceban a explicat pentru postul nostru de televiziune că procedurile din regulamentele interne transnistrene fac să întârzie livrarea vaccinurilor. Ceban a precizat azi sau cel târziu până la sfârșitul săptămânii, reprezentanții din stânga Ministrului ar putea veni la Chișinău după ser. Am întrebat biroul de reintegrare dacă Tiraspolul refuză vaccinul oferit de București, dar ni s-a cerut o solicitare oficială pe care am trimis-o, dar deocamdată nu am primit un răspuns. Pe de altă parte, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat că săptămâna viitoare sunt așteptate 1810 doze de vaccin AstraZeneca livrate de Organizația Mondială a Sănătății, fără să spună nimic despre donația românească. Este același număr de vaccinuri din partea României, deci e o confuzie, afirmă epidemiologul ANSP Alexei Ceban. Nici Ministerul Sănătății nu știe nimic despre vreun lot al OMS destinat regiunii transnistrene.